Reprezentanții din Bulgaria le-au prezentat voluntarilor programul și atelierele de lucru pe care le vor parcurge timp de o săptămână. După deschiderea de aseară, astăzi voluntarii au participat la primul atelier de salvare din apă desfășurat în apropierea piciorului podului Prieteniei. Pentru ca organizatorii să nu se confrunte cu incidente neplăcute, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, precum și ai poliției locale, au vegheat zona. În această tabără internațională, unde avem în continuare prezenții specialiști în salvare din apă de la Sofia, vom avea și un atelier de inițiere scufundare sub apă cu echipa scafandrilor de la ISU. Ei, observați că avem o echipă prezentă pe plajă. Începând din această zi, aseară a fost deschiderea oficială, începând din această zi avem 3 zile de salvare în apă culbugătoare. Observați în spatele meu că specialiștii Crucii Roșii Bulgare au început atelierul de prezentare a aparaturii, bărcile montate, vor fi primele noțiuni de conducere a bărcilor cu motor și salvarea din apă, tehnici de salvare, scoaterea victimilor din apă, transport și adus la mal, acordarea primului ajutor. În a treia zi de Dunăre, deci marți, miercuri, joi, avem și primul atelier de inițiere în scufundare sub apă, inițiată de colegii de la ISU. După ce au primit toate informațiile necesare, voluntarii au efectuat și practic primele cunoștințe dobândite cu privire la tehnicile de salvare din apă. În cea de-a doua zi a taberei, participanții urmează să aplice noțiunile învățate astăzi în cadrul unui atelier de lucru similar desfășurat în aceeași locație. După cele 3 zile în care vor avea loc ateliere de salvare din apă desfășurate într-o apă curgătoare, tabăra se va muta la piscină. Aici voluntarii vor învăța tehnici de salvare a unei persoane aflate pe fundul unui bazin, tehnici de prim ajutor. Voluntarii își vor îmbogăți cunoștințele cu informații cu privire la un suport psihologic acordat victimelor.